Știu că e deja netul plin de comentarii care își dau cu părerea vis-a-vis de justiție și ce a făcut pișatul ăla din Caracal. Și m-am tot gândit și am ajuns la o concluzie. Cerem prea multe la sistem. Cerem prea multe la justiție. Cerem prea multe la poliție. Trebuie să apreciem faptul că ne scapă de plebele societății. De tanti Maria care vinde mărar și lucernă, de băieții care fumează iarbă, copilul care a primit 30 de milioane amendă că în ochii sistemului este un mare terorist anti-PSD ce a scos oameni în stradă și numai jeguri de genul ăsta. Deci trebuie să fim recunoscători. Cu toate ce stă pe cap, era și normal să n-aibă timp de fleacul gen. O copilă de 15 ani și-a sunat de 3 ori la garură și a spus că e răpită, pe tipul violat o combate copilării. Și era și normal să te la 2 dimineața până la 6 la poarta tipului. Trebuie să-i înțelegem. N-avea voie de gând politica asta nouă. Criminalul nostru, stăpânul nostru. Mă rog, în astea 4 ore s-au mai destins și la acta criminalitate. Mai jucav și eu și tică, pula mea. Și mi se pare normal ca șeful poliției la Caracal să-i spună tatălui fetei că dacă fata s-a cuplat cu vreunul, că acesta suportă toate cheltuielile percheziției. Dar așa se întâmplă peste tot. Adică știm cu toții că banii ar trebui să duc în chestii mai importante. La un moment își bate unul pula că un gabor a parcat pe locurile pentru handicapați. Și normal ca tatăl fetei să fie pus să spargă și la două percheziții. Treacu poate să mai strică berbecul sau face un gabor întors, că nu mai are după cine să ocupe din fac. Să-și strice el mâna pentru pielea puli, criminal în serie care doar a răpit violatul și își tranșa vreo 2-3 fete. Adică na, nimic atipic. Căcat. Acum, lăsând sarcasmul de căcat, nici nu vreau să știu cum și mai exact ce a venit fata aia până să moară și jipa în care și-o dat locul. Gen, nu e vorba nici în pișa de mandat, de priorități, de faptul că și-o ardeau iurea de la STS și au dat dintr-o locație greșită. E vorba nepăsare, i-a durut în pulă. Fata a murit dezamăgită, schiduită singură. Nu prea trebuie mie validar decât tu, să nu mă înțelegeți greșit. Că nu de asta e vorba. Adică dracu, apar de telefon cu platforma asta. E vorba de scârba pe care mi-a provocat brutalele cadrele. De lehamite pur simplu. De nepăsare. De bătaie de joc. Pula mea. Dragă Românie, sunt român și îmi pare rău. Welcome to our world.